În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Stăpâne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti ție tot. Iubiți credincioși, astăzi, dacă v-ați uitat în calendare, este însemnată Duminica 11-a după Pogorârea Duhului Sfânt, Duminica în care Sfinții Părinți au rânduit a ne propune o pildă pe care Mântuitorul a spus-o în fața ucenicilor. Și anume, ne spune Sfântul Evanghelist Matei, zisa Domnul pilda aceasta. Împărăția cerurilor se va asemăna un om care a vrut să facă socoteala cu supușii săi și i s-a adus înainte un om care avea o datorie de 10.000 de talanți. Și neputând el să plătească, l-a aruncat în temniță, dar întorcându-se, s-a rugat stăruitor de stăpânul său, spunând, Doamne, îngăduie-mă și îți voi plăti ție tot. Și stăpânul s-a înduplecat și l-a scos din temniță și a iertat și datoria. Ieși din temniță, s-a întâlnit însă pe cale cu un frate de-al său, care îi datora 50 de dinari. Și acesta, strângându-l de gât, i-a spus să-i plătească acum, pe dată, datoria. Acesta, spunând că nu are de unde, l-a dus în temniță și din temniță s-a rugat stăruitor, spunând, îngăduie-mă și îți voi plăti ție tot. Dar nu l-a îngăduit. S-a lăsat acolo până când va plăti datoria. Auzind însă acestea, stăpânul l-a chemat pe slujitorul său și a zis, slugă netrebnică, eu ți-am plătit, ți-am iertat datoria pentru că m-ai rugat. Se cuvenea ca și tu să ai milă de fratele tău. Și l-a aruncat în temniță, acolo unde este plângerea și scârșirea dinților. Iubiți credincioși, deși de atâtea ori ne-am aplicat asupra acestei pinde, de multe ori ne-am ocupat de ceea ce este la suprafață, chiar și mai la adânc, dar niciodată în fața dumneavoastră nu v-am spus despre cuvântul de la început. Asemenea este împărăția cerurilor. Ori noi știm că Mântuitorul ne-a spus despre împărăția cerurilor comparând-o cu multe, cu multe. Dar ne-a spus într-un rând foarte interesant că împărăția cerurilor este în voi. Și atunci, la slujba de astăzi m-am gândit că niciodată nu am vorbit despre legătura dintre plata datoriei și cu propria noastră persoană. Întotdeauna eu am văzut doi oameni. Am văzut pe cale unul care avea o datorie care, dacă ar fi să o cuantificăm, nu știu dacă ar mai fi la Roșia Montană atât argint ca să putem să-l topim și să facem 49 de tone de argint, cât ar însemna 10.000 de talanți. Și întotdeauna vedeam doi oameni, unul care cerea iertare și primea, dar la rândul lui, cerându-se iertare de către altul, n-a mai dat. Și oarecum s-a făcut o departajare între două atitudini. Dar astăzi vreau să vă vorbesc despre altceva. Dacă împărăția celor este în noi și comparația zilei de astăzi este că această împărăție din noi așa se aseamănă cu datoria și cu datornicii, înseamnă că este vorba fix de noi. Nu v-am spus asta niciodată. Nici eu n-am citit-o, dar vreau să vă spun acum. Este vorba numai și numai de noi, pentru că noi, în interiorul nostru, suntem mai mulți. Din punct de vedere neuronal, știm că avem trei creiere care gândesc. Noi știm că unul are sediu în cap, dar s-a stabilit că inima este autonomă și are un creier al ei și în sistemul digestiv, acolo unde în ultimii ani ați învățat că se află și
sediul imunității, este un alt creier. Fluturii aceia din stomac îi cunoaște fiecare dintre adolescenți atunci când se îndrăgostesc și când toți din jur îi spun că nu e bun sau nu e bun și atunci a zis, nu mă interesează, își ia lumea în cap, urmează săptămâna oarbă și atunci unde e creierul, nu mai e nicăieri, este în interior. E bine, toate aceste sisteme de comandă, pentru că ele au fost măsurate, s-a stabilit că sunt trei, pentru că în primul rând s-au făcut niște măsurători și creierul trimite la inimă mai puține mesaje decât primește de la inimă. Înseamnă că inima are și ea un sistem autonom și trimite și ea semnale. De asemenea, în sistemul digestiv există sediul unui alt creier care ține de ceea ce înseamnă gestionarea unor emoții și a unei chimii care se întâmplă acolo. O sumedie întreagă de enzime își au sediul acolo și există întotdeauna un război între noi înșine, cei de dincolo de creiere, noi cei care gândim, și tot ceea ce se întâmplă cu noi. Și acum este un prilej de a afla ce se întâmplă cu noi, chiar așa, ce se întâmplă cu noi și cum funcționăm noi. Funcționăm în felul următor. Dumnezeu ne-a dat acei 10.000 de talanți. Ne-a dat și la un moment dat, văzându-ne pe noi că ne abatem de la una, de la alta, ne cheamă, pentru că așa e împărăția cerurilor, și spune, ia să ne facem socoteala. Și primii care ajunge la socoteală suntem noi cu 10.000 de talanți. În temniță că ce? N-ai fost în stare nici să gestionezi emoții, nici să faci cu ei ceea ce trebuie, dă-i înapoi. Nu-i mai am, că i-am cheltuit, i-am cheltuit pe prostii. Și atunci, noi ce facem? Ne trezim. Dacă vreți, acest diagnostic de care foarte multă lume se teme sau se înfricoșează, al cancerului, să știți că este cel mai bun aliat al nostru. Eu personal nu am văzut oameni mai iubiți decât cei despre care se știe că își trăiesc ultimile zile. N-am văzut treziri mai mari pentru oricine dintr-un neam care are un liant acest diagnostic. Și aș vrea să fiți foarte atenți, să nu mai considerați un dușman. El este solul care ne cheamă la a echilibra balanța datoriei. El este cel care ne cheamă în fața stăpânului și ni se spune are 10.000 de talanți. Adică viața noastră. O viață care, o să spuneți, dar cum poate să fie cuantificată? Păi poate să fie cuantificată pentru că la nivelul actual noi nu știu dacă mai avem rezerve atât de mari de argint în vistierie, că sunt în Anglia alea de aur, că sunt pe acolo, frații noștri de la răsărit nu vor să mâne mai dea ce au luat cu japca. Așa că putem să spunem că acești 10.000 de talanți pot însemna valoarea noastră atunci când aflăm. Vă mai aduceți aminte că erau fetele mele foarte mici și le-am spus într-o seară, fetelor, suntem bogați, avem $1.000.000. Și a rămas așa puțin. Cum? Păi da, am aflat de dimineață de la radio că este necesar suma de $1.000.000 pentru o operație de leucemie în străinătate pentru un copil. Noi neavând nevoie de așa o situație, înseamnă că suntem bogați. Numai că, din păcate, noi nu știm să păstrăm valorizarea vieții noastre, a sănătății noastre. Și revenim la aliatul nostru, acest diagnostic de care toată lumea se teme. Nu, acest diagnostic este o realitate. Suntem în fața celui care cere socoteală. Ce ai făcut tu cu toată chimia pe care ți-am lăsat-o în organismul tău?
Ce ai făcut tu pentru tine sau pentru ceilalți? Răspunsul nostru este foarte clar. Mai avem nevoie de timp. Și mi-aduc aminte pe Părintele Arsenie, Dumnezeu să-L chinească, și tata am stat la căpătâiul multor moribunzi, toți se văietau și mai aveau nevoie de o zi. Bă, ce-or fi putut să facă ei în ziua aia? Dar toți cereau să le mai dea Dumnezeu o zi, Doamne, măcaruți. Dar de ce să o trăim noi la sfârșit, să nu trăim la început? De ce să nu declarăm că astăzi este ziua aceea? Să vedeți că dacă mâine vă treziți, și o să aveți conștiința că trăiți un bonus. Ia uite încă o zi. Ziua aceea care trebuie să stea înainte, nu la sfârșit. Și revenim la ale noastre. După ce ne-am rugat și am zis mai avem nevoie de timp, Dumnezeu ne trimite la un timp. Și anume, trimite ori la un chirurg, încet, încet ne așează, ne spune ce avem de făcut, începe radioterapia, începe una, alta. Adică nu ne-a lăsat în închisoare și a zis, bine, uite ce se întâmplă. Îți iau tot. Extirparea unei tumori chiar înseamnă acest lucru până la un punct. Fiți atenți unde este. În momentul în care 100% se știe că toată tumora a fost extirpată, am plecat liniștiți. Și o să spuneți, da, dar sunt cazuri de recidivă, sunt cazuri... Despre ce vorbește Evanghelia? Cu cine ne întâlnim pe cale? Cu emoția care ne trage de mânecă. Păi, dar tu ți-aduci aminte că cu tare nu ți-a plătit o datorie? Adică nu ți-a răspuns la bună ziua într-o dimineață? Și te duci la el. Bă, de ce ești un nemernic? Și atunci, acel diagnostic imediat găsește aliatul. Ce chimia, ce toxicitatea pe care noi am cerut-o în organism, prin ce? Prin aducerea minte. Și aducerea minte nu este altceva decât niște emoții. O chimie care se descarcă. Și de la o tumoră care a fost perfect chiuretată, ne pomenim că organismul nostru a luat-o razna. De ce? Pentru că nu am fost în stare să păstrăm acel echilibru. Și să ne aducem aminte și noi de toți cei care nu ne-au plătit datoriile, de cei care nu ne-au salutat, de cei despre care poate pe bună dreptate sau fără să avem cunoștință de cauză perfectă, ne-au luat locul sau nu ne-au lăsat să evoluăm într-un fel sau într-altul, e toate acestea. Sunt datoriile în dinari, nu în talanți pe care noi îi găsim odată cu datornicii pe cale. Noi primim foarte clar de la Dumnezeu vindecare prin taina spovedaniei, prin taina Sfântului Masă, prin tot ceea ce se face pe aici, prin împărtășanie. Primim această vindecare, dar noi plecăm de aici și cum ne împărtășim? Vedem pe cineva că stă cu lumânarea aprinsă într-o parte. Cum așa? Sau vedem pe cineva că vine să împărtășească și n-a avut lumânarea aprinsă. Nu vă dați seama că acestea sunt datoriile în dinari? Nu vă dați seama că de fapt noi suntem cei care am primit iertare de 10.000 de talanți și ne uităm la ce? La factorii declanșatori de chimie toxică, de eșapament. Când vezi pe cineva că s-a făcut verde și n-a pornit, te duci până în spatele lui ca să nu mai iasă fumul până altă parte, să iasă direct prin aerul tău condiționat, să-l dea direct în nas și în creier și în plămâni. Asta înseamnă toxicitate, bine, la nivelul așa de primă mână. Dar toxicitatea cealaltă, când vezi pe cineva că a făcut ceva și tu te consideri că tu n-ai putea să faci atâta greșeală, o să mă împărtășesc fără să am lumânarea aprinsă, să fiu atent. Asta este o toxicitate mult mai mare decât eșapamentul pe care îl luăm în mări. Și atunci, cum funcționăm noi? Dacă primim acest mare dar al decriptării
oricărui mesaj pe care îl avem din exterior. Și încet, încet vom constata că nu există eșec, că nu există lucru împotriva noastră. Atunci deja am intrat în altă etapă. Pentru cunoscătorii de limbă română, next level. Mergem mai departe și ce facem? Fraților, nu trebuie să rămânem aici. Noi am fost educați prost la școală. Acum, într-o vreme în care se discută un potențial de legislație nouă în învățământ, dau și eu cu părerea, pentru că cei 100 de nemernici care n-au fost numiți, cum ne-a numit pe noi primarul acum vreo jumătate de an, sforari și plângăcioși, eu acum vă spun ceva. N-am fost învățați că, de fapt, fericirea nu se caută. Drumul nostru către fericire nu este unul cu lămpașul și cu târnăcopul să căutăm în altă parte decât în noi. Fericirea este o stare, de fapt, naturală. Dacă sensul creației este fericirea creaturii, asta înseamnă că, de fapt, noi căutăm ceva ce trebuie să existe în noi și nu trebuie căutat, ci trebuie pur și simplu dezvelit. Vă aduceți aminte de cel care pictase sufletul omenesc pe o biserică și nu prea au înțeles în uriașii și ce însemna un înger care sufla într-o cenușă. Și a spus că acela este sufletul. Îngerul suflă cenușa ca să descopere unde mai este jăraticul, unde mai este viața, unde mai este focul, căldura și iubirea. Și revenind la ale noastre, dacă vom înceta căutarea în altă parte a fericirii și ne vom da seama că, de fapt, fericirea este starea noastră naturală, nu este mai simplu să ne întoarcem la starea noastră naturală? La gândul că Dumnezeu ne-a iertat datoria de 10.000 de talanți. Și atunci nu vom mai considera că diagnosticul este dușmanul nostru, nu vom mai considera că ceea ce se întâmplă cu noi înseamnă o chimie de asta și dăm, Doamne, apă la moară farmaciei sau că plătim cine știe ce taxe pe acolo și pe acolo și zicem, da, mulțumesc, că n-am primit în ultimii 20 de ani atâtea telefoane de susținere de la rudele și de la cunoscuții mei de când am un anumit diagnostic. De ce nu vă gândiți așa? De ce nu vreți să coborâți o chimie frumoasă, o emoție plăcută în organism? Pentru că după ce ați aflat că vi s-a iertat datoria, imediat v-ați adus aminte de ce nu trebuie. De ce nu trebuie? Păi nu trebuie să ne aducem aminte de lucruri care s-au întâmplat în viața noastră și nu știm care au fost cauzele. De exemplu, nu știm de ce și vom afla pe parcurs. De ce nu am fost promovați într-o anumită funcție? Eu în 2003 am primit un stop în viața mea profesional-universitară și am rămas, uite, după 20 de ani aproape, pe aceeași funcție, dar am aflat. Am aflat de ce? Pentru că m-aș fi dus într-o zonă din care trebuia să lipsesc de aici mai mult. Și atunci mi-am dat seama că înseamnă că rolul meu este mai mult aici decât acolo. Dar nici să plec de acolo nu m-au lăsat părintele Arsenie. A zis, tată, lasă să rămâi acolo, că trebuie să fii și acolo. Dar nu avem suficientă răbdare să aflăm că, de fapt, noi am primit o iertare de datorie. Și atunci, ce ar fi însemnat ca eu, 19 ani, să nu dorm noaptea când am trecut mai departe profesional în ceata profesorilor? Asta era problema? Păi asta ar fi însemnat ca să mă întorc către cel care îmi datora în dinari, eu, nemernicul care am primit o iertare de datorie în talanți, să spun, nu, mie să-mi dai acum. Eu acum vreau să urc profesional și să mă semnez pe cărți cu titlul cel mai mare.
Nu, fraților. Aceea ar fi fost însemnat o descărcare chimică atât de toxică, încât cu siguranță că nu mai putea să vorbesc după solei aceasta. Și acum revenim la ale noastre. Dacă avem acum gândul că tot ceea ce s-a întâmplat și despre care ni s-a spus de către Mântuitorul că împărăția cerurilor se va asemăna cu această reglare de conturi, deja știm că suntem posesorii unei împărății a cerului. Păi acum mai avem curaj să gândim că o să piardă Dumnezeu împărăția celor din mine? Nu. Singurul care poate să o piardă este, nu o bag eu în seamă. Ea nu se pierde, dar nu o bag în seamă. Și atunci ce se întâmplă? Vin recidivele, vin tot felul de lucruri peste noi. De ce? Pentru că noi n-am știut că împărăția celor deja am dobândit-o. Odată ce am primit iertare, odată ce am primit un diagnostic, acela vine cu iertarea de datorie. Știți că primul pas spre reperarea unei boli este un diagnostic corect, că altfel bâșbâi ani de zile și nu știi de ce ești din ce în ce mai rău. E, acest diagnostic pe care Dumnezeu îl trimite printr-un medic sau printr-o bănuială este iertare de datoria de 10.000 de talanți. Și noi, nemernicii, ce facem? Ne întoarcem? Da. Păi m-au sunat sute de colegi, foști colegi, sute de rude, dar vecinul din colț nu m-a băgat în seamă. Asta deja înseamnă strângerea de gât. Dă-mi dinarii mei. Eu, păcătosul care până acum, dar o să vă întrebați, dar de unde e schimbarea asta? Că trebuie să fie doi oameni. Nu, este același om. Un om care este dator are o structură psihică. Un om care nu mai este dator, deja își schimbă structura psihică. Un om care peste noapte află dintr-o decizie că este șeful echipei în care lucrează, o să-l vedeți de fix a doua zi de la cafea, cum el trebuie să bea cafeaua în altă ceașcă decât o bea restul echipei, pentru că el și-a schimbat statutul. El nu mai este plebea, pardon, nu mai sunt la care aveam datorie. Eu acum trebuie să fiu conștient de valoarea mea și trebuie să îmi iau de la toți datornicii mei mărunțișurile, pentru că așa se face averea, părinte. Mi-a zis cineva care m-a văzut că împart la niște oameni amărâți după stradă. Nu așa se face, părinte. A, zic bine. Deci, ai altă rețetă? Da, să ții mata la fiecare leuț. Zic, și la ce mi-ar fi folosit? Păi așa se face averea. Zic, dar poate că n-am nevoie de genul ăsta de avere. Am nevoie de altceva. Bucuria pe care o ai când constați în ochii celui care primește mult puțin de la tine ceva, nu poate să ți-o furnizeze absolut nimeni. Aceasta este parte din iertarea pe care Dumnezeu a făcut-o nouă. Este un microgram din cele 49 de tone de argint cu care eram datori față de Dumnezeu care ne-a dat viața. Ți se întoarce și nu trebuie altceva decât să nu uiți. Să nu uiți că ești împărăția cerurilor. Să nu uiți că ți s-a iertat datoria. Să nu uiți că ceea ce a făcut stăpânul, nu ești dator să faci tu, dar este înscris genetic în tine să fii asemenea Creatorului. Și dacă ai vreo întrebare, atunci când cineva ți se pare că a luat ceva pe nedrept, sau ți se pare că ți-a luat locul, sau așa mai departe, așează-te puțin în locul lui Dumnezeu. Știți ce incomod stă Dumnezeu pe locul Lui? Știți cât de greu este să ne iubească și noi să nu dăm niciun semn? Cine noi? Noi care imediat cum iubim pe cineva avem nevoie de feedback. Noi dacă avem un sentiment pentru cineva,
Imediat trebuie să aflăm dacă celălalt ne-a răspuns de 45 de 49 de mii de ori ca să rămânem în tonele de argint. Dacă nu, îl strângem de gât. Și după aia ne întrebăm unde e dragostea. Păi n-ai strâns-o tu de gât? Asta e făcut. Că tu ai zis că trebuie să-ți dea înapoi ceea ce i-ai dat tu, amănânture. I-ai dat în dinari și Dumnezeu ți-a iertat în talanți. Iubiți credincioși, dacă plecăm numai cu gândul acesta, că până acasă, nu mai mult, până acasă, transportăm împărăția lui Dumnezeu, că ori pe unde trecem noi, este împărăția lui Dumnezeu prin noi, și că tot ceea ce credem noi că ne-a fost dator, să ne ducem și să-i spunem, nu ești dator cu nimic, mai ia de aici, că pe mine Tatăl m-a învățat să fiu ca El. Și atunci, revenim la întrebarea, dacă ni se pare o neregulă pe undeva, așezați-vă în locul lui Dumnezeu și să vedeți de câte ori vi s-a îngăduit ceva și n-ați băgat în seamă și El a rămas la fel de îngăduitor. Și dacă vom învăța și noi îngăduința, cu siguranță că ne vom întoarce liberi total. Și noi, în calitate de cei care au fost iertați de o datorie atât de mare, dar și emoția noastră care s-a vindecat prin faptul că a fost educată de acum înainte să nu mai ceară socoteală atunci când nu trebuie. Așa să ne ajute Dumnezeu.